Gata. Așa. Dragă Maria, Ștefan Maria, o să te rugăm să ne împărtășești din experiența ta, te rugăm. Spune-ne de când ești alături de noi, dacă ai reușit să pui în practică tot programul sau ce ai reușit să faci până acum, cum ai fost, cum ești acum și dacă vei dori și tu să dai mai departe ceea ce ai primit la rândul tău. Deschideți microfonul, te rog, că nu te auzim. Da, da. Gata. Am zis bună seara, v-am salutat. Eu din noiembrie am descoperit pe domnul Pârșan și n-am luat chiar în considerație atunci în momentul acela, dar după aceea am trimis o conferință de-a lui la o prietenă de-a mea. Și mi-a dat numărul de telefon și mi-a spus că să fac și eu ce fac și ea, ceea ce spune domnul Pârșan. Și atunci am aplicat, am luat cana cu filtru, mi-am schimbat, pentru că eu eram vegetariană înainte, știam ceva care este, dar nu știam cum să le pun, să le fie organizat, adică dimineața să beau apă. Eu beam 2 litri de apă, dar chiar și mai mult. Dar nu știai cum să-i bei. Nu știam cum să le beau, da. Exact. Și am început să, am dat comanda, mi-a venit, adică filtru, am început să beau apă dimineața, până la ora 10, 10 și ceva. Și după aia mâncam cereale, că atunci așa aveam. Acum, februarie, am început să fac detoxifierea ficatului și toate celelalte care intră. Și le-am făcut 3 împachetări. Mă simt foarte bine, am eliminat ce am avut de eliminat. Bravo. Acum, mă e simt bine. Tu că ai așa ceva în ficatul tău? Nu, 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 nu. Ceea ce ai eliminat? Nu. Deja am dat și la cugnată de-a mea, care și ea este în cursul acesta, care face acum programul acesta, și ea a eliminat mult mai mult ca mine. Dar bine că eu a avut... Știu ce zace în corpul fiecăruia. Dar n-am știut și nici n-am crezut până ce n-am văzut. Exact. Chiar dacă urmăream, vă urmăream în fiecare seară, nu credeam chiar să văd, chiar dacă este așa. Și mulțumim lui Dumnezeu că ați fost dumneavoastră și domnul Victoraș și toți îndrumătorii vă doresc sănătate și acum urmez în continuare să fac curățarea colonului. Bravo! Și mulțumesc lui Dumnezeu că am o forță, așa, o energie în mine. Și am început să bea apă și soțul, de fapt el bea apă de când am început și eu, dar el nu consuma apă cam mult, dar au ajuns la 4 litri, bea și el. Bravo lui, e foarte important energie. Să lua apă pură, ca să se asimileze la nivel celular. Altfel, apa băltește în corp, dacă nu este o apă băutibilă. Și am mai dat la altcineva, la o familie de prieteni de-a noastră și au început să bea și ei apă, cu toate că au filtrul la giuvetă. Am luat și am măsurat apa cu TDS-ul și avea 11 reziduri. Și o zic, uite cum am filtru și totuși are reziduri în ea. Și atunci au zis că dau și ei comanda, dar acum au de plecat undeva și după aceea se întorc înapoi și când următorul nostru este Radu Roncea. Ne bucurăm, dragă Maria. Da. Vă doresc o seară plăcută. Și noi îți dorim succes pe mai departe. Și așteptăm următoarele rezultate. Da, mulțumim lui Dumnezeu că sunt și oameni care ne spun care este sănătatea pură în organismul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Noapte bună! Noapte bună! Am avut emoții. Nu ai de ce. Cine vrea să ne mai povestească din mica lui experiență?